Ziua Mondială a Mediului Înconjurător este marcată în fiecare an la data de 5 iunie. Organizația Națiunilor Unite, dorind ca prin marcarea acestei zile, să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului înconjurător. În 1972, adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție care desemna ziua de 5 iunie ca fiind Ziua Mondială a Mediului Înconjurător și care îndemna guvernele și organizațiile să întreprindă în această zi, în întreaga lume, activități care să reafirme preocuparea lor pentru conservarea și îmbunătățirea mediului înconjurător. La Giurgiu, asociații, primării, dar și partide au avut în data de 5 iunie activități de ecologizare. Astfel, Tineretul Național Liberal, filiala Giurgiu, a organizat duminică 5 iunie o acțiune de ecologizare în pădurea Bălănoaia. Tinerii s-au înarmat cu mânuși, saci și multă atenție în stânga și în dreapta pentru a nu scăpa din vedere vreun gunoi. De asemenea, membrii TNL au avut parte și de un sprijin atât moral cât și fizic venit de la europarlamentarul Dan Modreanu, deputatul Maria Gabriela Horga și președintele Consiliului Județean Giurgiu Dumitru Beianu, aceștia fiind prezenți la acțiunea desfășurată duminică 5 iunie în pădurea Bălănoaia. Prin astfel de acțiuni, Tineretul Național Liberal își propune să fie prezent în comunitățile în care activează și să sublinieze astfel importanța protejării mediului înconjurător, lucru care se poate face zi de zi prin acțiuni mici, dar cu un impact mare.